Și pentru cei care poate sunteți prima dată împreună cu noi duminica dimineața, duminica dimineața avem o serie de mesaje de învățătură despre lucrurile de care suntem convinși sau încercăm să ne convingem, marile doctrine ale Bibliei. Și în această dimineață am vrea ca să continuăm această serie de mesaje numite Sunt convins. Și începem astăzi cea de-a șasea doctrină din seria Sunt convins, și anume doctrina despre Duhul Sfânt. Începând din dimineața aceasta, următoarele 5 mesaje, inclusiv mesajul acesta, va fi despre Duhul Sfânt. Deci luna septembrie, nu greșim dacă o numim luna Duhului Sfânt. Acum, în cazul în care unii vă întrebați oare câte doctrine sunt, vă reamintesc că sunt 6, sunt 8 doctrine, suntem la 6 doctrine, deci îmbărbătați-vă și încurajați-vă unii pe alții, că așa scrie și în Biblie. Și să începem această nouă doctrină, cea de-a șasea doctrină, doctrina despre Duhul Sfânt. Aș dori să fac două precizări despre doctrina aceasta, introductiv așa. Este o doctrină complexă. Nu de puține ori am întâlnit creștini confuzi cu privire la ce și ce face și cine este Duhul Sfânt. Nu de puține ori întâlnim controverse prin biserici în legătură cu Duhul Sfânt. Dumneavoastră deja știți că nu toate cultele evanghelice cred la fel în legătură cu Duhul Sfânt. Și atunci ce vom face? Vom lăsa deoparte doctrina asta? Nu o vom atinge? Nu. Ci vom păși cu mare grijă înainte, fără să cădem într-una din cele două extreme. Sunt două extreme, să știți, și vreau să vi le spun. Unu, a ignora ce scrie clar în Biblie despre Duhul Sfânt, sau doi, a trece dincolo de ce scrie în Biblie în legătură cu Duhul Sfânt. Și să știți că diavolului îi convine amândouă situații. Îi convine și când negi ce scrie clar despre Duhul Sfânt, și atunci când mergi mai departe decât ce scrie în Biblie. Diavolul este și pentru fanatism, el este și pentru negarea a ceea ce scrie. Deci, ce urmează în aceste duminici, nu e cel mai ușor subiect dintre toate subiectele, dintre toate doctrinele, are o anumită complexitate, dar în același timp aș spune că doctrina despre Duhul Sfânt este o doctrină crucială, importantă, decisivă, hotărătoare. De ce? Deoarece tot ceea ce experimentăm în această viață, din partea lui Dumnezeu, bun, e pentru Duhul Sfânt. Dumnezeu lucrează în lumea noastră, în viața noastră, prin Duhul Sfânt. Așa își întinde Dumnezeu mâna, așa intervine Dumnezeu în lumea noastră, în viața noastră. Tot ce am primit bun din partea lui Dumnezeu vreodată a fost prin Duhul Sfânt. Tot ce voi reuși, tot ce am reușit, tot ce reușesc, atât în viața mea de slujire, cât și în sfințirea mea personală, este prin Duhul Sfânt. De dinainte de a mă pocăi, ce s-a întâmplat bun în viața mea, după ce m-am pocăit, înainte de convertire, după convertire, tot ce vin din partea lui Dumnezeu către mine, vine, știți cum, prin Duhul Sfânt. Nu există vreun lucru în viața mea pe care pot să-l arăt cu degetul și să zic că lucrul acesta l-am făcut prin propria mea putere. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează în viața noastră prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt face diferență. Fără Duhul Sfânt, cuvintele mele, explicațiile mele sunt doar cuvinte moarte. Explicație moarte. Fără Duhul Sfânt, efortul nostru e mult și zero cu rezultate. Vreau să reformulez ce am zis altfel. Noi săptămânile trecute, în urmă cu 2 săptămâni, am dat aici în centru peste 1000 de Biblii în centru, nu peste 1000 de Biblii. Lucrul ăsta în sine nu garantează absolut nimic. Ce garantează ca efortul nostru să fie eficient este faptul că noi suntem convinși că Duhul Sfânt lucrează în urma efortului nostru. Noi am pus în mâna omului Biblia, dar Duhul Sfânt lucrează la ce? La mintea omului și la inima omului. De ce? Duhul Sfânt face diferență. Dumnezeu lucrează în lume prin Duhul Sfânt. Putem avea ca biserică 20 de misionari trimiși în lumea întreagă,
Putem avea în locul acesta 200 de doctori în teologie, asta nu garantează în sine că un singur păcătos se va pocăi. Știți ce garantează? Faptul că Duhul Sfânt va da ungere acestor oameni să slujească și Duhul Sfânt va convinge pe oamenii pe care ei îi slujesc ca să se pocăiască și să își dedice viața lor pentru Dumnezeu. De ce? Dumnezeu lucrează în lumea noastră, în viața noastră, prin Duhul Sfânt. Deci da, avem nevoie de Duhul Sfânt, da, ce credem despre Duhul Sfânt este important. Duhul Sfânt face diferența. Nu e cel mai ușor subiect, nu e cel mai simplu subiect, este un subiect complex, dar în același timp este un subiect important. Și în următoarele săptămâni vom vorbi și vom discuta, vom învăța despre ce spune Biblia despre Duhul Sfânt. Și aș vrea să răspundem la două întrebări, și anume, unu, cine este Duhul Sfânt sau identitatea Lui? Și doi, ce face Duhul Sfânt sau lucrarea Lui? Următoarele 5 mesaje pot fi rezumate deci în aceste două întrebări. Cine este și apoi ce face Duhul Sfânt? Și în această dimineață, prima întrebare, primul mesaj, merge în această direcție. Cine este Duhul Sfânt? Și răspunsul pe care îl aveți acolo, definiția pe care o aveți acolo, este luată direct din manualele de teologie sistematică, care spun că Duhul Sfânt este cea de-a treia persoană a Trinității, alături de Tatăl, alături de Fiul. Această definiție, din start, presupune următoarele două afirmații, care sunt și punctele predicii mele în această dimineață, și anume că Duhul Sfânt este o persoană și apoi Duhul Sfânt este Dumnezeu. Vreau să vă țămân această dimineață, răspunzând la întrebarea noastră, că Duhul Sfânt este o persoană, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Vezi, lucrurile astea două, afirmațiile astea două sunt legate între ele. De ce? Dacă Duhul Sfânt nu este o persoană, El nu poate fi Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este o persoană. Dacă Duhul Sfânt este doar o persoană, atunci cum rămâne cu toate versetele pe care le vom vedea, care spun că Duhul Sfânt e mai mult decât o simplă persoană, îi Dumnezeu, cum rămâne cu aceste versete? Unde le punem? Ce facem? Unde le încadrăm? Deci, aceste două răspunsuri la întrebarea cine este Duhul Sfânt, aș vrea să rămână în mintea voastră și vom încerca în cele ce urmează să demonstrăm aceste două afirmații cu versete biblice. Acest mesaj, repet, este un mesaj de învățătură, ca în momentele în care avem nevoie să ne reamintim, să explicăm ceea ce credem, să fim convinși și să putem explica. Deci, haideți să începem. Sunt numai două puncte, dar multe subpuncte. Unu, Duhul Sfânt este o persoană. Duhul Sfânt este o persoană. Duhul Sfânt nu este ceva. Duhul Sfânt este cineva. Asta vrea să zică acest punct. Deseori vorbim despre Duhul Sfânt ca și despre un fel de putere pe care noi creștinii încercăm să o dobândim, ca să o folosim, dar Duhul Sfânt nu este o forță, dar nu este o forță pe care noi încercăm să o apucăm, ci e o ființă personală care vrea să se îngrijească de noi și care vrea ca să ne folosească pe noi. Nu noi ne folosim de El, ci El vrea să se folosească de noi. El nu e o forță, El este o ființă, El este o persoană. Da, Duhul Sfânt ne dă putere, dar El este mai mult decât o putere, El este o persoană, El este cineva. Nu toți cred că Duhul Sfânt este o persoană, există secte care nu cred că Duhul Sfânt este o persoană, există mișcări care nu cred că Duhul Sfânt este o persoană, există oameni care nu cred că Duhul Sfânt este o persoană și poate ați întâlnit astfel de oameni, poate ați avut de a face sau ați fost implicați în astfel de discuții. De ce nu cred unii că Duhul Sfânt este o persoană? Un motiv este exprimarea pe care eu o găsesc în Biblie. De exemplu, în Fapte 2, și există alte versete în Cartea Faptele Apostolilor, în care zice că Duhul Sfânt a fost turnat. Și se întreabă ei, cum poate o persoană să fie turnată? Păi clar că un astfel de limbaj n-are cum să se potrivească unei persoane, nu? Și răspunsul este că oamenii aceștia uită că limbajul pe care Biblia îl folosește este uneori figurativ, nu este literal. Când Biblia zice că Duhul Sfânt a fost turnat, de fapt e o metaforă, folosește o metaforă, ce vrea să zică? Că Duhul Sfânt vine de sus, Duhul Sfânt vine de la Dumnezeu, vine ca o ploaie, vine într-un mod gratuit, vine într-un mod generos, vine într-un mod nepărtinitor, Duhul Sfânt a fost turnat, nu? Și noi folosim uneori despre noi
astfel de expresii figurative. De exemplu, avem o expresie care zice, măi, am căzut în mijlocul unui scandal. Ați folosit expresia asta vreodată? Măi, zice, să vezi, am căzut în mijlocul unui scandal. Acum, nimeni nu-și închipuie că doi oameni se certau și tu, literalmente, ai căzut din cer în mijlocul lor acolo, așa? La mijloc. Nu! Este un limbaj figurativ. Ei, la fel, Biblia, când vorbește despre Duhul Sfânt, vorbește deseori într-un limbaj figurativ, poetic, metaforic. Duhul Sfânt a fost revărsat, Duhul Sfânt a căzut peste ei, zice Biblia. Duhul Sfânt a fost turnat, au fost botezați în Duhul Sfânt, au fost adăpați într-un Duh, au fost pecetuliți cu Duhul Sfânt. Biblia folosește astfel de expresii, da, care, deși nu se potrivesc cu noțiunea de persoană, răspunsul este că e un limbaj figurativ. Deci nu vă speriați când găsiți astfel de limbaj în Scriptură. Haideți să vedem câteva argumente în favoarea acestui prim adevăr, că Duhul Sfânt este o persoană. 1. Duhul Sfânt are atributele personalității. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Duhul Sfânt are rațiune, voință și sentimente. Ce ne face pe noi ca persoane, spre deosebire de lumea animală, este că luăm decizii în funcție de rațiunea noastră, voința noastră și sentimentele noastre, nu instinctele noastre, nu stimulii pe care îi avem în jurul nostru, în mod principal, așa cum o fac animalele. Avem rațiune, voință și sentiment. Și Biblia asta spune despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt are rațiune. Uite ce zice Biblia, 1 Corinteni 2:10. Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Doar o ființă rațională poate cerceta. Mai departe zice Duhul cunoaște, Duhul cercetează, Duhul cunoaște. Doar o ființă cu rațiune poate cerceta, poate cunoaște. Mai mult, Duhul Sfânt are voință. Uite ce zice Pavel, vorbind despre daruri. Toate acestea le face unul și același Duh care dă fiecăruia, zice el, după cum voiește. Ce dă? Dă daruri după cum voiește. Observați ce zice Biblia? Duhul Sfânt nu-mi dă darul pe care eu îl vreau. Duhul Sfânt îmi dă darul pe care El îl vrea. Duhul Sfânt îmi dă darul pe care El crede că e potrivit pentru mine. Îmi dă darul pe care El crede că e potrivit pentru comunitatea, pentru biserica, pentru nevoile din jurul meu. Duhul Sfânt are o voie, o persoană are o voie. Dar mai mult, Duhul Sfânt are sentimente. Uitați ce zice Biblia aici, Pavel, Roman 15:30. Vă îndemn dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului. Pavel pune la oaltă dragostea, care este o emoție, un sentiment, împreună cu Duhul, care este o persoană. Dragostea Duhului. Frați și surori, dragi prieteni, ce ciudate ar fi aceste expresii dacă Duhul Sfânt ar fi o persoană. O energie nu are rațiune, o energie nu are voință, o energie nu are sentimente, o forță nu are sentimente, rațiune, voință. Duhul Sfânt nu este acestea, Duhul Sfânt este o persoană. Și nu doar că are atributele personalității, Duhul Sfânt poate fi tratat ca o persoană. El poate fi tratat ca o persoană. Oamenii se pot comporta cu El așa cum se comportă cu alte persoane. Uitați ce zice Biblia. Duhul Sfânt poate fi ispitit, poate fi mințit, poate fi întristat. Duhul Sfânt, omul îi se poate împotrivi, omul îl poate insulta, omul îl poate huli, îl poate blasfemia, îl poate disprețui. Toate aceste lucruri se pot face doar unei persoane. Doar o persoană poate fi tratată așa. Doar o persoană poate fi, de exemplu, mințită și ispitită. De ce? O persoană evaluează, o persoană gândește. El aude ce-i spui, analizează ce-i spui și zice, m-ai ispitit, ai încercat să mă minți. Doar o persoană poate fi întristată. O energie nu poate fi întristată. O forță nu poate fi întristată. O lege nu poate fi întristată. N-am auzit pe nimeni zicând despre legea de gravitație, de exemplu, măi, am întristat legea gravitației. De ce? Pentru că nu e o persoană. Aceste versete n-ar avea sens dacă Duhul Sfânt ar fi ceva. El este cineva, El are atributele unei persoane, cu El te poți comporta ca și cu o persoană. Mai departe, al treilea argument este că Duhul Sfânt acționează ca și o persoană. El nu doar că e tratat ca o persoană, are atributele personalității ca și tine, ca și mine, El acționează ca și mine și ca și tine. Și uitați câte versete și sunt mult mai multe, ele v-am pus doar câteva, despre lucrurile pe care Biblia le face
Și spune Biblia că le face Duhul Sfânt. Biblia spune că Duhul Sfânt vorbește. 1 Timotei 4:1 spune așa: Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Cine spune? Duhul spune. În cartea Apocalipsa scrie așa: cine are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor. Cine? Duhul. Pentru că Duhul vorbește, Duhul comunică. Duhul comunică, de ce? El este o persoană. Hai să mergem mai departe. Duhul învață, zice Biblia. Luca 12 spune așa: Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să vorbiți. Și acum voi care știți Scripturile, știu că știți Biblia aici, acest pasaj biblic, acest verset se referă în contextul în care vom fi persecutați, vom fi duși în fața autorităților, vom fi depășiți prin puterea și capacitățile noastre și zice Iisus în acele momente: nu te îngrijora, de ce? Duhul Sfânt te va învăța ce trebuie ca să spui. Te vei uimi și tu. Poate fără o pregătire teologică, fără a fi citit nu știu câte de multe cărți, în acel moment Duhul Sfânt, care este o persoană, te va învăța ce trebuie ca să spui. Tu, un om simplu, eu un om simplu, vom ști ca să răspundem. Duhul Sfânt poruncește. Fapte capitolul 13 cu versetul 2, și dacă o să citiți acasă contextul este biserica din Antiohia, în care Biblia zice oamenii erau în post și în rugăciune așteptând să le dea Dumnezeu direcție, și la un moment dat în timpul rugăciunii spune Biblia așa: Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Observați că Duhul Sfânt în momentul acela de rugăciune și post are o direcție, are o poruncă, dacă vreți. Zice: pune-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, că i-am chemat la o lucrare. Și voi știți că în acel moment a pornit de atunci prima călătorie misionară a Apostolului Pavel. Pentru că Duhul Sfânt a zis: cu Barnaba și cu Pavel am o lucrare specială. Observați aici autoritatea Duhului. Duhul zice: pune-mi deoparte pe ei doi. Observați claritatea cu care vorbește. El poruncește, pentru că e o persoană. Duhul Sfânt, Biblia zice, mijlocește. Eu voi ruga și voi trimite la voi pe cine? Pe mijlocitorul, a zis Iisus, pe cel care va mijloci. Și Biblia spune prin gura lui Pavel așa: însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. El mijlocește, stă la mijloc, El intermediază. Doar o persoană poate mijloci. Așa cum Hristos a rugat pentru ucenici, cum Hristos se roagă pentru tine din ceruri, așa Duhul Sfânt, care e o persoană, ca și Hristos, se roagă pentru mine, pentru tine, acum. Duhul Sfânt e mângâietorul. Dacă nu mă duc, a zis Iisus, mângâietorul nu va veni. Foarte interesant acest cuvânt, mângâietorul, folosit de 4 ori de Iisus, mângâietorul. Și când citim mângâietorul, cuvântul în sine ne duce cu gândul la o persoană. De ce? Că doar o persoană poate mângâia. Dar mângâietorul înseamnă mult mai mult decât atât, paraclet, dacă vreți, că e cunoscut și termenul grecesc. Cuvântul ăsta, paraclet, înseamnă mult mai mult decât a mângâia. Înseamnă, de fapt, literalmente, cel care stă lângă mine, cel care stă de partea mea, cel care mă sfătuiește. Asta înseamnă paracletul aici, cel care pledează în favoarea mea, cel care, așa cum chem un avocat să stea lângă tine, chem specialistul, asta înseamnă paracletul, e cel care stă lângă tine. Asta poate fi doar o persoană. Mai mult, Duhul Sfânt, zice Biblia, mărturisește. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii al lui Dumnezeu. Și din nou, termenul folosit aici de Apostolul Pavel este unul din lumea avocaților, are sensul de martor. Vine un martor, vine unul care aduce o dovadă reală, o dovadă legală. Doar o persoană poate fi martor. Cine? Duhul Sfânt. De ce e Duhul Sfânt o persoană? Are atributele personalității. E tratat ca o persoană. Acționează ca o persoană. Și mai mult, chiar în limba greacă vedem aceste indicii, pentru că Duhului Sfânt îi sunt atribuite pronume personale. Și permiteți-mi să vă plictisesc așa un pic cu gramatica limbii grecești. Versetul 26 din capitolul 14 spune așa, un verset foarte cunoscut care în limba română sună foarte corect, dar în limba greacă e mult mai revelator, dacă vreți. Uite ce zice textul: mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța
toate lucrurile. Și foarte interesant, noi nu ne dăm seama citind în limba română, dar în limba greacă aici ceva nu e corect din punct de vedere gramatical. Și nu o zic eu, ci o zic specialiștii în limba greacă. Cuvântul Duh e neutru și el cere un pronume neutru. Și totuși Ioan când scrie, în loc să-i pună un pronume neutru, îi pune un pronume masculin. Ce e incorect din punct de vedere al gramaticii limbii grecești. Dar nu doar Ioan face asta, ci Pavel face asta. Și toți scriitorii Noului Testament când încearcă să acorde în limba greacă, dacă vreți, ei nu respectă regulile gramaticii limbii grecești. De ce? Pentru că nu li se pare corect. Pe lângă acest neutru pune un masculin, deși nu era corect din punct de vedere gramatical. De ce? Ei doresc să transmită ceva. Duhul Sfânt nu-i ceva, ci el este cineva. N-ar fi corect să spunem așa, că el nu este o forță, nu este o energie, nu este o lege, nu este un obiect, el este o persoană. Dar mai mult, uitați ce zice al verset, Ioan 14:16. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor. Foarte interesant acest cuvânt, alt, un alt mângâietor. Un alt mângâietor, grecescul alos, înseamnă un altul de același fel. Zice Iisus așa, eu plec, dar nu vă lăsăm orfani. Și vă voi da un alt mângâietor, un altul de același fel. De același fel cu mine, dar e altul. Era un alt termen în greacă, altul de altfel. Dar Ioan zice, un altul de același fel. Cine? Duhul Sfânt este un altul, dar de același fel cu Hristos. Cum Hristos a fost o persoană, cel care vine în locul lui Hristos este tot o persoană. În locul lui Hristos nu vine o energie, în locul lui Hristos nu vine doar o putere, în locul lui Hristos nu vine o lege, în locul lui Hristos nu vine ceva abstract, în locul lui Hristos vine un altul de același fel, tot o persoană. O persoană a plecat, o persoană vine, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o persoană. Și dacă până în acest moment te-ai gândit, ai vorbit, ai acționat, ai reacționat față de Duhul Sfânt ca și cum ar fi ceva, vreau să spun, El este o persoană. El este cineva. Și acest cineva este în această dimineață aici prezent. A fost cu tine acasă, a fost lângă tine când te-ai rugat. El este prezent aici, a fost cu tine momentele tale grele și momentele tale bune. El nu-i ceva pe care trebuie să-L apucăm. El e cineva. Hai să mergem la a doua afirmație, și anume, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Am văzut deja că e o persoană, dar ce fel de persoană este? Pentru că vedeți voi, și noi suntem persoane. Și am văzut că și îngerii sunt persoane. Dar Duhul Sfânt, ce fel de persoană este? Noi credem că El este o persoană divină, adică El este Dumnezeu. Noi credem că Duhul Sfânt este Dumnezeu în același fel cum Tatăl este Dumnezeu, în același fel cum Iisus Hristos este Dumnezeu. Și m-aș putea opri aici, dar nu o să fac. Și versetele pe care le-am zis la primul punct, aproape că demonstrează și al doilea punct. Că ne arată că Duhul Sfânt nu este ceva, ci este cineva, dar acest cineva nu e orice fel de cineva, ci este o persoană divină. El este Dumnezeu. Și vreau să urmărim împreună câteva din argumentele care sunt mai importante în legătură cu divinitatea Duhului Sfânt. Și anume, atributele Duhului Sfânt demonstrează divinitatea sau dumnezeirea Duhului Sfânt. Odată Duhul Sfânt știe totul, poate totul, e prezent peste tot, e prezent din totdeauna, așa cum am văzut despre Dumnezeu. Duhul Sfânt este omniscient, El știe totul într-un mod perfect, într-un mod nelimitat, așa cum am văzut că Dumnezeu știe, omniscient. Uite ce zice Biblia, Duhul cercetează totul. Chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și zice Iisus, vă amintiți voi, când le vorbește că va pleca, zice, Duhul care vine vă va călăuzi, zice, în tot adevărul. El vă va descoperi lucrurile viitoare. Pentru că Duhul știe totul, El poate să te călăuzească în tot adevărul, poate ca să-ți descopere toate lucrurile care vor fi. De ce? Pentru că așa cum Tatăl știe totul, la fel și Duhul Sfânt știe totul, este omniscient, știe totul. Nu există ceva pe care Duhul Sfânt să nu îl știe. El este omnipotent, adică poate totul. Nimic nu e prea greu pentru Duhul Sfânt. Vă amintiți că tot ne apropiem așa cu pas repede, imediat e Crăciunul aici, în câteva luni? Vă amintiți de întrebarea Mariei? Că vine îngerul și zice, vei rămâne însărcinată. Vă amintiți ce zice Maria? Cum se va face lucrul acesta? E ceva ce nu s-a mai întâmplat.
Și îngerul îi spune așa: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui înalt te va umbri. Acest lucru imposibil va deveni posibil cum? Când Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu, persoana divină, se va coborî peste tine. Cum este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este omnipotent. El poate totul, nimic nu-i prea greu pentru El sau prea ușor pentru El. Pentru El toate sunt la fel, pentru că El poate toate lucrurile. Apostolul Pavel spune la un moment dat, nu apare acolo, în care el spune așa: n-aș îndrăzni să spun de vreun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin puterea Duhului Sfânt. N-am ajuns într-o situație în care Dumnezeu să nu fi putut lucra prin Duhul Sfânt. N-am întâlnit o boală pe care Dumnezeu să nu o vindece prin Duhul Sfânt. N-am întâlnit un mort pe care Dumnezeu să vrea să-l învie și să nu-l învie. N-am întâlnit o situație din care Dumnezeu nu m-a putut scoate. N-aș îndrăzni să pomenesc așa ceva. De ce? Pentru că Dumnezeu poate totul. Duhul Sfânt, din orice situație, zice El, mi-a demonstrat puterea Lui. El este omniscient, omnipotent. El este omniprezent, omniprezent. Vă amintiți ce spune David? Doamne! Doamne, unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Dacă mă voi sui în cer, dacă mă duc la marginea mării, dacă mă voi ascunde locuința morților, unde mă duc, Doamne? Acolo Tu ești prezent, Tu ești deja acolo. Cum? Duhul Tău este acolo. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Nicăieri, n-ai unde fugi departe de Duhul lui Dumnezeu. El este prezent peste tot. Uneori, limbajul nostru este limitat. Noi vorbim uneori despre Duhul Sfânt ca și cum Duhul Sfânt ar veni de undeva ca să fie cu noi. De parcă în această dimineață El a venit de undeva, de la cineva, ca să fie cu noi aici, de aici pleacă în alte parte, mai a venit Duhul Sfânt, s-a coborât Duhul Sfânt, așa cum scrie în Biblie, care este un limbaj limitat efectiv pentru mintea noastră limitată, dar să nu avem această impresie că înainte de a se coborâ Duhul Sfânt, El n-a fost acolo, Duhul Sfânt e mereu acolo. Și noi am văzut când am studiat despre Dumnezeu că Dumnezeu este prezent peste tot, în același timp, în deplinătatea ființei sale. Duhul Sfânt este mereu acolo. De fapt, îmi place ce spune Ambrozie. El spune în felul următor, fiți atenți ce zice el: nu Duhul coboară la noi, ci în realitate mințile noastre sunt ajutate prin har să urce la El. Nu Duhul coboară la noi. Duhul e mereu prezent lângă tine, e mereu prezent lângă mine, e mereu prezent lângă tine în mașină, în spital, în salon, în suferință, în succes, la locul tău de muncă, Duhul Sfânt e mereu prezent. Noi nu suntem mereu prezenți, mințile noastre nu sunt mereu conectate la persoana Duhului Sfânt și la ce vrea El să ne facă. De aceea când Duhul Sfânt se coboare, ca să zic așa, peste noi, când ne sensibilizează inimile noastre, ne deschide mintea și inima ca să conștientizăm prezența Lui și începe să lucreze în viața noastră, dar El este mereu prezent. El a fost prezent de la început. Va fi prezent până la final. N-a lucrat mereu la fel, dar a fost întotdeauna prezent. Duhul Sfânt este omniprezent. Este veșnic. Autorul Epistolei către Evrei vorbește despre sângele lui Iisus, care spune, prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine ca jertfă. Duhul veșnic. Duhul din totdeauna știe totul, din totdeauna poate totul, din totdeauna este prezent, El este veșnic, doar Dumnezeu este veșnic, doar Dumnezeu n-are început. Noi ceilalți avem început, creația, Creatorul este veșnic. El din totdeauna a fost prezent, pentru totdeauna va fi prezent. Și am putea continua. Am putea vorbi despre Duhul Harului, despre Duhul Adevărului, despre Duhul Sfințeniei, atributele Dumnezeirii, Dumnezeu sau Duhul Sfânt este Dumnezeu. Hai să mergem mai departe. Acțiunile Duhului Sfânt demonstrează dumnezeirea Lui. Și vom vedea în câteva minute că acolo unde a fost implicat Dumnezeu Tatăl, acolo unde a fost implicat Dumnezeu Fiul, a fost implicat și Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu există ceva în care Biblia să excludă pe Duhul Sfânt afară. Împreună, de la început, au fost, sunt și vor fi implicați în istoria și în planul mântuirii. Unde? În creația lumii. Dumneavoastră știți Biblia, cum începe Biblia? Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, ca o pasăre, dacă vreți. Terminul asta vrea să zică literalmente, plutea acolo, dând direcție vieții după voia Tatălui. Vă amintiți ce zice Dumnezeu? Să facem om după chipul și asemănarea
noastră. Să facem, am spus la pluralul, să facem. Zice Elihu, dacă Dumnezeu și-ar trage înapoi Duhul și suflarea, tot ce este carne, inclusiv tu și eu, am cădea morți, pentru că ce ne ține în viață este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care nu doar că a participat la creația lumii și a omului, ci ne și susține în viață. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a fost implicat în conducerea poporului evreu. Observați oamenii ăștia, Iosif, Moise, Iosua, judecătorii, împărații, profeții. N-au fost oameni mai speciali decât tine? N-au fost oameni mai speciali decât mine? Din multe puncte de vedere au fost ca și tine, ca și mine? Știți ce, care e diferența? Expresia care apare acolo. Duhul Domnului a venit peste. Duhul Domnului a venit peste Moise, Duhul Domnului a venit peste Iosua, Duhul Domnului a venit peste o femeie, peste un bărbat, peste un tânăr, peste un copil. Duhul Domnului a venit peste, nu-i vorba despre ceva care era în ei, ci despre cine a venit peste ei. Duhul Domnului a venit peste și Duhul Domnului poate veni și peste tine. Poate veni peste mine, poate veni peste familia ta, poate veni peste tine când stai la închinare și te rogi și cânți, când spui, Doamne, sunt aici, folosește-mă. Duhul Sfânt a fost implicat în conducerea poporului evreu. Toți oamenii aceștia au fost special pentru că Duhul Sfânt a venit peste ei. Dar mai mult zice Biblia, Dumnezeu, Duhul Sfânt, vedem divinitatea lui, dumnezeirea lui, pentru că el a fost implicat în tot ce are legătură cu Iisus, de la concepția lui Iisus în pântecele Mariei, până în momentul în care Hristos a fost înălțat la cerul în prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt a fost implicat în toate etapele vieții lui Iisus Hristos. Și apoi după ce Hristos s-a înălțat la ceruri, Duhul Sfânt a inspirat oameni, ca și tine, ca și mine, să pună în scris, în această carte, exact ce a făcut Iisus, ce a spus Iisus, ce a vrut Iisus să spună, ce a vrut Iisus să facă, ce înseamnă lucrul ăsta, cine a avut grijă de toate acestea, niște pastori, niște preoți, niște călugări, nu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, asta zice Biblia. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Petru zice, nici o profeție n-a fost adusă decât dacă oamenii au vorbit mânați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iisus a făcut ce a făcut prin Duhul Sfânt și după ce lucrarea lui s-a încheiat, Duhul Sfânt a pus în mintea oamenilor și le-a coordonat mâna lor și gândurile lor și emoțiile lor și tot ce înseamnă cartea aceasta ca să scrie ce avem noi astăzi ca Sfânta Scriptură. Duhul Sfânt a fost implicat și este și va rămâne implicat în comunitatea bisericii. Voi știți, zice Biblia, și biserica se întărea sufletește și se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Dincolo de predici, dincolo de proiecte, dincolo de toate lucrurile bune și frumoase și necesare pe care le avem. Ce face diferența este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care e implicat activ în biserică, care Biblia zice înmulțește biserică. Care e concluzia noastră? Duhul Sfânt este Dumnezeu. Vreau să mă apropii de încheiere în această dimineață și să pun în fața voastră concluziile și implicațiile a ceea ce am vorbit în această dimineață și apoi vom cânta și apoi ne vom ruga. Două idei. Duhul Sfânt este o persoană și apoi Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este o persoană și Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și vreau ca să rămân aceste două idei în mintea noastră. Ce contează că e o persoană? Ce implicații are asta în viața mea? Vreau să stăm un pic să zăbovim, să ne lăsăm inima noastră să se liniștească și să le întipăriți în ființa voastră. Dacă e o persoană, poți avea o relație cu el. Și vreau să zic în această dimineață, oricine ești, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este cineva, este cineva cu care poți să ai o relație. Prea deseori văd oameni care vin aici în față, se roagă, stăruiesc, ne rugăm pentru trezire spirituală, ne rugăm pentru atâtea lucruri, dar uităm că nu ne rugăm pentru ceva anume, ci chemăm prezența cuiva, ca cineva să coboare între noi. E cineva. E cineva. Are daruri? Da. Face minuni? Da. Aduce putere? Da. Face lucruri extraordinare? Da.
toate acestea sunt ce face El, dar înainte de a vorbi despre ce face El, El este cineva, eu mă duc, nu vă voi lăsa orfan. Vine un altul de același fel, e altul, dar de același fel. E o persoană ca și mine, Duhul Sfânt este o persoană cu care poți avea o relație reală, cu care trebuie să ai o relație reală. Noi nu suntem mereu prezenți cu tine, noi nu te vedem mereu, nu suntem mereu în casa ta, nu suntem mereu lângă tine în momentele tale bune, dar El este mereu acolo, acest cineva. Vreau să spun ceva, Duhul Sfânt nu va forța ușa inimii tale. El nu va forța viața ta. El nu te va face ca să ai o relație cu El. Știi cine face asta? Duhurile necurate fac asta. Duhurile necurate dau buzna în viața omului când găsesc acolo o mică crăpătură, o mică fisură. Duhurile necurate, Biblia zice, posedă oamenii, oamenii își pierd controlul. Duhul Sfânt nu face asta. Duhul Sfânt zice, dacă vrei să mă cunoști, eu sunt aici. Vrei să-L cunoști? Spuneți amin. Duhul Sfânt zice, dacă vrei să ai mai multe experiențe cu mine, sunt aici. Duhul Sfânt zice, dacă vrei ca să vezi care e darul care ți se potrivește ție, sunt aici. Dacă vrei ca în 2023 să ieși din rugina și din rutina asta spirituală, Duhul Sfânt zice, sunt aici, sunt o persoană. Eu nu forțez lucrurile, aș vrea să am o relație cu tine, dar aș vrea ca să dorești lucrul ăsta și să fii deschis. Și dacă tu o să-mi dai mie buzele tale, am să pun cuvintele mele în gura ta, am să pun gândurile mele în mintea ta, am să pun darurile mele în vasul tău, pentru că eu sunt cineva care pot să te folosesc mult mai mult decât crezi tu și poți. El este cineva. Care e relația ta cu Duhul Sfânt? Poate relația ta cu Duhul Sfânt nu e una bună. Poate l-ai întristat, l-ai mințit, l-ai neglijat, ai disprețuit ce a făcut în viața ta. A încercat să te convingă de păcat, ai fost încăpățânat. Și ai spus, nu-i vorba despre mine, o să știi că Duhul Sfânt nu forțează ușa inimii tale și dacă în această dimineață îți vorbește Dumnezeu, să știi că trebuie să spui, o, Duhule Sfinte, sunt aici, dacă vrei să-mi spui ceva, spune-mi. Mai mult, El este Dumnezeu. Ce înseamnă asta, ce implică asta, scrie acolo. Trebuie să-i dăm aceeași reverență, aceeași importanță, aceeași încredere ca și Tatălui și ca și Fiului. Aceeași reverență. Nu vorbiți despre Duhul Sfânt cu mai puțin respect? Nu citiți ce scrie Biblia în legătură cu Duhul Sfânt cu, ca și cum ar fi opțional și mai puțin important? Poți să ai aceeași încredere în El, așa cum ai încredere în Tatăl, așa cum ai încredere în ce a făcut Hristos la cruce, aceeași încredere. El e mereu prezent, mereu capabil, mereu bun, mereu puternic, El mereu știe. O, Duhul Sfânt este mereu calificat să stea lângă tine. Vreau că în această dimineață să cântăm. Voi fiți ridicați în picioare. Invit și trupa să vină aici în față. Cântarea care o să o cântăm vorbește despre Duhul Sfânt. Și la refren zice, Duhul Tău, Doamne, ne călăuzește. Și poate în această dimineață ești aici și ai nevoie de o călăuzire, ai nevoie de un sfat, ai nevoie de o direcție. Vreau să cânți cântarea asta. Și vreau să spun ceva. Cântările noastre nu sunt momente în care doar cântăm. Sunt momente de rugăciune. Ai libertatea să te rogi în timpul cântării. Poate ai nevoie de un sfat, o soluție din partea lui Dumnezeu. Spune, Duhule Sfinte, călăuzește-mă. Și de ce n-am încheiat și n-am de gând să închei în această dimineață cu nicio poveste, cu nicio experiență? Nu vreau să închei cu nimic. Știți de ce? Că nu mai vreau să ne uităm la ce-a fost sau să spunem ce-a fost în viața altora, în dimineața asta. O să zicem altă dată. Ai vrea să spui tu, Duhului Sfânt, Duhule Sfinte, dă-mi mie experiențe. Puteți să spuneți amin. Spune, Duhule Sfinte, dă-mi mie experiențe. Aș vrea ca de ziua mulțumirii să pot spune, uite ce a făcut Duhul Sfânt în viața mea. Uite cum a călăuzit pe mine. El e o persoană, El e Dumnezeu. Hai să începem să cântăm.